Prieteni, vă salut! Bine ați venit la un nou vlog, dar de mult n-am mai făcut vloguri. Mă simt așa în fața camerei cu emoții. Dar foarte multe lucruri s-au schimbat de când n-am mai postat, prieteni. În sfârșit am lăsat hainele groase și am luat cele de primăvară. Avem o zi de 17 grade căldură și s-a schimbat multe lucruri frumoase. Ia uitați aici, țineți minte băiețelul acela frumos. Acum merge singur, merge prin parc singur. Viața a devenit mai frumoasă, uitați-o, prieteni. El deja și aleargă Caleb. Ultima dată când am fost aici cu Caleb, el nu merge, așa-i puile? Nu merge, și acum uitați-o ce băiet frumos. Cu câți dinți avem? 9 dinți avem deja. Doamne, ce nebiesc. Caleb! Bravo! La tata! Tata! Dulceață ce ești tu de copil! Puile, așa e parcă nu știu, nici nu știu cum să descriu emoțiile. Puile! Unde te duci? De ce să faci? Deci, prieteni, ultima oară când am venit aici, Caleb, el încă nu mergea. Și acum el merge, aleargă, zâmbește, se duce singur în evraci, ceva, niște emoții deosebit de plăcute să-l vezi, că se bucură de timpul frumos de afară, se bucură că el merge, dar noi ne bucurăm ca părinți că ce poate ne descris. Cândva nu mergea, acum merge și duce și face ce vrea el. Caleb, Caleb, îți place în parc? Îți place în parc, tati? Na. Da? Ce acolo a trecut? Bicicleta? Bicicleta a trecut! Da, unde bicicleta? Unde bicicleta? Nu știu, niște emoții deosebit. Să fiu cu Caleb astăzi în parc și cu soția. Cu adevărat este 17 sau 19 grade căldură azi. Așa că ne bucurăm de timpul frumos care este în jurul nostru. Da! Bă. Da, 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 ne bucurăm! Ce, tati, după o plimbare bună am obosit, acum ne punem să dormim la aer curat, cel mai dulce somn, da? Bravo, băișor! Caleb! Caleb! Dar noi ce nu dormim? Cum să dormim în parc, apoile? Nu se poate de dormi, da? Nu putem să dormim noi, da? Da! Prieteni! Lacul încă nu s-a dezghețat, are un strat de gheață deasupra, dar ne pregătim să facem o baie acuși. Păi, ne scaldăm? Hai eu după tine! Băiețu, de când nu am ieșit noi în parc? Nici nu ține minte, da? Deci, a doua încercare să l adornim pe Caleb. Și după cum vedem, Caleb spune, nu vă mai chinuiți că pe degeaba, noi azi ne distrăm în parc, da, tata? Da? Da? Așa, pune picioarele, da, bravo! Tipa, copilul trebuie să doarmă. Caleb, Caleb, dă-și-l tata, te rog. Ce gustos! Caleb, mai dai-l tata? Da? Mulțumesc! Neam, ce dulce ești tu! Mulțumesc, puile! Ce faci tu? Prieteni, copilul care cu două ore în urmă deja trebuie să doarmă, da? Da? Dar de ce nu doarme? Ce ai văzut, Caleb? Ca prieteni, aici puțin gheața este topită și toate rățuștele și păzările s-au adunat împreună, da, tata? Cum faci, rățușca? Cum faci, rățușca? Bravo! Unde te duci, tata? Înapoi, Caleb! Caleb, înapoi! Tata! Caleb! Hai, vină înapoi! Ai vin la tata? Caleb, vin la tata!
Sau tata să vină la tine? Hai vin la tata! Hai vin la tata! Hai vin la tata! Hai vin la tata! Hai vin la tata, iubirea mea! Vin la tata! Nu, țigara, lasă! Nu, tata, noi nu fumăm, dar... Busi! Ține acolo! Mac! Hrănește cineva rățuștele. Ai văzut acolo cum de coadă? Da, mă! Vezi, mau, puișor, ți-a plăcut? Dar nu te aud și spui sincer. Da! Așa, bravo! Caleb trebuie să doarmă deja de 3 ore, dar tot nu doarme. E foarte fain afară, a fost plimbarea super. Prieteni, noi am ajuns acasă să luăm cina împreună. A fost un timp extraordinar, a fost foarte cald, foarte tare ne-am distrat. Cât de mult am încercat să-l adormim pe Caleb și nu a dormit la aer curat. Când aproape să ajungem de parcare acasă, o adormit. A trebuit să stau în mașină vreo oră jumate cât a dormit el. Și acum ne punem să mâncăm. Mulțumim că ați vizionat acest video. Sănătate și numai bine, prieteni. Pa, pa!